Cel mai însemnat lucru pe care l-am observat în trecerea timpului cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu este că nu avem de-a face cu o informație sau cu o formă, ci avem de-a face cu un izvor. Avem de-a face cu o curgere și, cu trecerea timpului, acest izvor devine tot mai proaspăt, tot mai bogat, se transformă într-un râu, apoi se transformă într-un fluviu, apoi ne dăm seama că, de fapt, mergem în oceanul acesta al bunătății lui Dumnezeu, exprimată pe atât de multe căi și în atât de felurite haruri care vin asupra noastră. Cu această împrejurare voi supune atenției voastre ceva care a, a clocotit și în sufletul meu când l-am înțeles și l-am văzut pentru prima dată și vreau să cer de la Dumnezeu ca lucru pe care l-am trăit eu în sufletul meu a, să fie începutul trăirilor noastre în umblarea noastră cu Dumnezeu. E un lucru deosebit de însemnat pe care îl învățăm cu această ocazie. Și el se referă la răspunsul întrebării lui Petru. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Și ca să, ni se, să răspundem la această întrebare, trebuie să avem un model. Trebuie să avem o definiție. Uite ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Tată, în numele Domnului Isus, îți mulțumim pentru harul acesta de a fi în prezența ta, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvintele pe care le-ai pregătit pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta care se varsă prin acest cuvânt al tău în sufletele noastre și prin noi către alții. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Isus. Amin. Titlul temei noastre de astăzi este Prețul Golgotei este părăsirea când vorbim de jertfa Domnului nostru Isus Hristos, de cele mai multe ori, ea se rezumă doar la ceea ce s-a întâmplat la Golgota, la torturarea, răstignirea și predarea Duhului lui Isus de pe cruce. Lucrul acesta însă este doar partea vizibilă a nemuritorului invizibil. Și cu ajutorul lui Dumnezeu astăzi vom privi și noi de departe împreună cu toți privitorii aceia de la cruce, vom privi și noi de departe și vom, vom primi de la Dumnezeu lumină în sufletele noastre. Ce a însemnat pentru sufletul tău când ai citit cuvintele lui Moise? Domnul Dumnezeu va ridica un proroc ca mine din mijlocul vostru. În Deuteronom 18-15 Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine. Să ascultați de el. A fost multă vreme, într-adevăr, în care oamenii au justificat pe Isus cu prorocii. Au spus, uite, pentru că prorocul scrie așa, deci el este Hristosul. Lucrurile însă nu stau pe loc, ci sunt într-o permanentă curgere, așa cum a observat și Solomon în Cartea Eclesiastului. Și atunci, de la acest stadiu al înțelegerii noastre, de la acest stadiu al, al luminii pe care am avut-o noi în sufletul nostru, până la împlinirea sau până la starea de om mare în Hristos, așa cum scrie Evanghelia, am străbătut și continuăm să străbatem un drum destul de lung, dar așa de însemnat. El a fost, deci, confirmat prin proroci și cea mai profundă dintre confirmări au fost, au fost cuvintele lui Moise, care era privit într-un fel sau altul ca mântuitorul lui Israel. Și el este acela care a spus, Domnul Dumnezeu va ridica un proroc amene, să ascultați de el. Cuvintele acestea nu, nu, nu sună să ascultați și de el, cum ați ascultat și de mine și de el, să ascultați de el. Adică Moise, prin Duhul lui Dumnezeu, face din Isus măsura lucrurilor. Acum așa, dar nu mai măsurăm pe Isus cu prorocii. Ce a zis Isaia, ce a spus Ieremia, ce a spus Moise despre el. Ci măsurăm pe Moise, pe Eremia, pe Daniel și pe toți ceilalți cu Isus. El este măsura lucrurilor, așa cum am învățat noi în ocaziile precedente. Iubiții mei, ca să ajungem aici, trebuie să avem o profundă înțelegere a relației dintre noi și Dumnezeu, a statutului nostru de oameni și a statutului Domnului nostru Isus Hristos. Sunt în viața noastră lucruri care nu, sunt, nu reprezintă altceva decât ilustrații ale vieții Lui. Și sunt adevăratele și marile originale, le găsim în viața Lui. Când Moise a spus Domnul Dumnezeu vostru vă va ridica un proroc ca mine, a mărturisit că el a umblat pe pământ cu această lumină în suflet, după lumina aceasta. Dacă ar fi să traducem după venirea luminii aceste cuvinte, ele ar suna cam așa. Domnul Dumnezeu vă va ridica un proroc dintre voi, după al cărui model am fost și am trăit eu astăzi. Fiindcă nu Dumnezeu este făcut după tipul și asemănarea omului, ci omul. Nu marele prorocul mare este după modelul lui Moise, ci Moise după modelul lui. Nu, Isus, nu Moise trebuie să ia chip în Isus, ci Isus trebuie să ia chip în Moise și să ia chip în noi, în fiecare dintre noi. Totuși, noi suntem chemați pe pământul acesta, cum auzeam pe Dana Budeanu serile trecute, la un moment dat un copil nu are un alt Dumnezeu decât mama lui sau părintele lui. Atunci trebuie să înțelegem lucrul acesta că el are putere și, pe, și în domeniul sufletului nostru, mai mult decât în oricare alt domeniu. Astfel că vom căuta să găsim de unde vin cuvintele acestea și ce impact, ce însemnătate au ele. Iubiții mei, nu vorbim doar de un concept teologic cu tremurător de mare, și, ci vorbim și de viața noastră practică de fiecare zi. Poți să spui copilului tău, Domnul Dumnezeu ți-a trimis un mântuitor copile ca mine, după chipul meu. Poți să vadă copilul tău chipul mântuitorului care vine prin imaginea ta, prin chipul tău. Despre aceasta vorbește Scriptura: ca oamenii, și începând cu cel din casa noastră, privind chipul vostru, să vadă pe Isus în voi. Acest lucru este mult mai larg decât poate fi predat într-o astfel de prezentare, dar totdeauna am bucuria și fericirea să-l las deschis în fața voastră și să cred din adâncul sufletului că îl veți duce mult mai departe și Duhul Sfânt, învățătorul Duhul Sfânt, călăuzitorul Duhul Sfânt, în tot adevărul, el ne va conduce pașii noștri. Ce-a vrut să spună Moise când a zis un proroc a mine? Despre ce este vorba aici? Despre când a dat cu toiagul în stâncă sau când a strigat la oameni, ascultați răzvrătiților? Sau... Acesta este lucru și alte incidente din viața lui? Nu, fără îndoială că nu la aceasta s-a referit. Dar există ceva în viața lui care constituie o icoană închipuitoare, o ilustrație, o parabolă a ceea ce urma să se manifeste în Marele Original, adică în Isus. Și anume, este momentul în care Moise stă între Dumnezeu și pieirea poporului său. Acolo este dragostea lui încercată. Acesta este cel de-al treilea botez de care am vorbit noi recent. Cel de-al treilea botez, care e botezul cu foc, și anume botezul iubirii sub încercare. Până unde merge iubirea sub încercare? Acesta e botezul cu foc. se primește botezul cu foc în momentul în care stă între Dumnezeu și soarta poporului lui care au turnat vițelul de aur și au făcut din acest vițel un Dumnezeu, au întors spatele lui Dumnezeu. Este momentul în care Moise stă între propria lui soartă, care i s-a spus te voi face un neam mare și uh, acesta ar fi viitorul logic și natural, cursul natural al lucrurilor, și soarta poporului meu. Se spune, nu, eu nu vreau să fiu un popor mare. Eu m-am am, -am născut și am trăit și am dăruit sufletul meu acestui popor a cărui, pentru a cărui mântuire lupt. Iar dacă mântuirea lui nu este posibilă, aș vrea să fiu șters din cartea vieții. Nu am niciun sens de a exista nici vremelnic și nici veșnic. Adică el pune pe masă prețul acesta. Ori de câte ori cineva este hotărât în a îndeplini un anume lucru, pune pe masă un anume preț și este dispus să plătească prețul acesta în cazul în care dorința lui de a îndeplini această lucrare a lui Dumnezeu este mai mare decât dorința de a ține prețul ăsta pentru el însuși, a la Anania și Safira sau Iuda. În momentul în care cu adevărat dorim să împlinim lucrul acesta, Vom așeza pe masa lui Dumnezeu, în cuvintele lui Isus, Eu mă sfințesc pentru cei pe care doresc să-i văd sfințiți, vom așeza prețul acesta. Când ne rugăm pentru copiii noștri, pentru soții, pentru biserică, pentru lume, trebuie să fim gata să punem pe masă un anume preț. Dacă nu punem prețul acesta, este vorbă goală, este kimbal zângănitor, este zgomot, nu este rugăciune. Dacă punem pe masă acest preț pe care sufletul nostru îl înțelege în raport cu mărimea lucrării la care suntem chemați, aceasta arată că, într-adevăr, inima și viața ne este acolo unde ne sunt vorbele. Și în cuvintele un proroc ca mine, Moise, ascunde această adâncă manifestare a sufletului omenesc după chipul lui Dumnezeu. Șterge-mă din cartea vieții, spune el în Exod 32, versetul 32. Dacă nu, iartă-le păcatul. Dacă nu se poate, e înțeleg. Poate fi o situație în care chiar nu se poate. Care doctorul spune dincolo de orice posibilitate. Dacă este așa, îmi spune Moise, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea pe care ai scris-o. Și răspunsul Domnului este: Pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Păcatul constând în faptul că omul întoarce spatele lui Dumnezeu, se închină la sine, la înțelepciunea lui, la inteligența lui, la posibilitățile lui, se, se face pe sine Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, și în condițiile în care el rupe legătura lui cu Dumnezeu, întoarce spatele lui Dumnezeu și face din sine un Dumnezeu și un mântuitor al său propriu, în contextul acesta, epistola către evrei spune, nu rămâne o altă jertfă pentru păcat decât concluzia logică nu și naturală a unei astfel de alegeri. Iubiții mei, aceasta înseamnă un proroc ca mine. Mântuitorul nostru Hristos Iisus este asociat cu vărsarea sângelui său pe cruce. Aceea este însă, revin spunând, partea vizibilă a ceea ce este nevăzut. Răstignirea despre care vorbește Scriptura a avut loc în momentul în care el s-a dezbrăcat pe sine, așa cum scrie în epistola către filipeni, și a luat chip de rob ca noi. Aceea a fost răstignirea. Ea nu s-a întâmplat la Golgota, ci la întemeierea lumii, la planul păcii făcut între tatăl și fiul. Acolo s-a semnat lucrul acesta. Răstignirea de pe dealul căpățânii, dealul Golgotei, dealul căpățânii se vine de la încăpățânat, cred, da. Răstignirea de pe dealul căpățânii nu a fost altceva și nu este altceva decât semnul care ne îndeamnă pe noi să venim înaintea Lui Dumnezeu și să primim adâncimile cuvântului Său. Prețul Golgotei nu a fost sângele, ci a fost părăsirea de către Dumnezeu. Când Mântuitorul nostru a strigat Dumnezeul meu pentru ce mai ai părăsit, nu a fost, așa cum spun unii oameni, o impresie, o senzație, o, da, o situație. În... Nu, aceasta se întâmplă cu noi. Cu el, nu? El, când a spus aceste cuvinte, acestea erau adevărul etern. Prețul plătit pentru mântuirea noastră și nu plătit lui Dumnezeu, plătit nouă. Noi suntem cei care uh, eram în, uh, aveam nevoie de prețul acesta plătit și mulțumim lui Dumnezeu dacă îl prețuim. Când a spus lucrul acesta, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit, El, a împlinit cuvintele scrise în Isaia, el a fost șters de pe pământul celor vii, nu din pricina păcatelor lui, ci din pricina păcatelor poporului său. Acestea sunt cuvintele lui Moise când a spus un proroc a mine. Nu s-a mai auzit, nu s-a mai văzut așa ceva, cred că au mai fost atâția oameni, dar nu știm noi. Omenește este aproape de necuprins, chiar am... Încheiat o comunicare cu, cine, cu o persoană care este interesată de acest lucru și a spus, nu, nu mă ajută mintea, nu pot să prind ideea. Nimeni, nimeni nu poate să prindă ideea aceasta, dar este vorba de fapt de o uh, măsură sau de o manifestare a iubirii sau de un preț, de până unde este un om dispus să meargă în asemănarea lui cu Dumnezeu și în lucrarea lui pentru cei de lângă el. Iubiții mei, nu este un lucru care ar trebui privit ca una din lecțiile de zi de la școală. Aceasta nu este una din lecții, este de fapt adâncimea sau nucleul sau esența vieții și ființei noastre. Dacă făgăduința lui Dumnezeu a fost aceasta, Domnul va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Observați că nu vorbește doar de un spectacol la care priviți, ci de el să ascultați, adică să fiți asemenea lui. Păi atunci, cine poate? Și uh, chiar am primit un text acum înainte de vredarea aceasta în care mi s-a spus că uh, uh, e, e lucru greu și am spus nu e lucru greu, e lucru imposibil. Spui greu pentru că ești bolnav de legalism, dar. Uh, acesta nu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a spus: Nu este greu, este imposibil. La oameni este imposibil acest lucru. Dar nu la Dumnezeu. El poate să așeze în sufletul nostru acest Duh Sfânt al jertfirii, al adevăratei jertfiri și prin ea noi suntem o imagine a Celui ce urmează să vină în viața copilor noștri. Așa, după cum ați observat, că în numerii la capitolul 11, când după ce a spus Moise cu privire la, la Domnul, va ridica un proroc a mine, de el să ascultați, observați că lucrurile nu se opresc aici. Noi rezumăm totdeauna jertfa Domnului Isus la Golgota, ceea ce este doar una dintre pagini, sau rezumăm cuvintele lui Moise, va ridica un proroc a mine, le rezumăm, le rezumăm doar la Isus. Nu, ele merg mult mai departe și aceasta e vestea bună și frumoasă pe care vreau să o aduc că înaintea voastră. A fost adusă înaintea mea și m-am bucurat enorm. După ce a spus, va ridica un proroc ca mine, bun, atunci în versetul numerii 11, 29, Domnul Dumnezeu îmi spune primoise. să dea Dumnezeu, este rugăciunea lui, ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci. Nu e vorba de un special proroc undeva, nu e vorba despre Mântuitorul care vine după imaginea acestui proroc regăsit în el sau de răsturnarea acestor valori în care prorocul își regăsește chipul în Isus. Ci este vorba de extinderea acestui principiu dumnezeiesc asupra noastră a tuturor. Noi toți suntem chemați să fim proroci. Ca acest proroc care a putut spune, Va veni un proroc ca mine. Și este un cuvânt înfiorător acesta și spun din nou, dacă nu ar fi Dumnezeu la mijloc, nu ar trebui rostit niciodată. Dar dacă într-adevăr credem că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu, dacă noi credem că acest trup muritor va fi îmbrăcat în nemurire într-o clipă, într-o clipită din ochi. Dacă noi credem în împlinirea și consumarea planului de mântuire, în deschiderea porților eternității pentru noi, dacă noi credem toate aceste lucruri, să credem că și Dumnezeu, să crede și lucrul acesta, așa anume că Dumnezeu poate să facă din mine și din tine acel proroc. Un proroc după chipul Domnului nostru Isus Hristos. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci. Dacă ne uităm cu atenție, despre Mântuitorul sau în dreptul lui au fost prezentate două mari ilustrații. Unul a fost Moise, el este și Exodul, care sunt niște parabole pre, prezicând adevăratul Exod care se va produce sub comanda Domnului nostru Isus Hristos, el conduce exodul din păcat. Moise a condus dintr-o țară în altă țară, dintr-un păcat în alt păcat. Isus conduce exodul din păcat la neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la acest lucru, vom constata că toți acești proroci, unul fiind Moise și celălalt fiind David, a doua ilustrație este David. Isus după chipul lui David. Constatăm încă în Apocalips 5 cu 5, Biblia numește pe Isus nu uh, asem după chipul lui David, ci rădăcina lui David. Adică David și-a tras viața din rădăcina aceasta. Isus a fost rădăcina lui. Și dacă te uiți în viața ta și vezi ce fel de lăstari produce viața ta, îți dai seama în ce constă rădăcina ta. De, ce, de, unde vine viața ta? De la, de, la rădăcină. Ce fel de rădăcină? Dacă este o rădăcină de amărăciune, sigur că va da la stare de amărăciune. Tu poți să constați lucrul acesta. Dar Biblia spune în termen foarte clar că Isus este atât rădăcina cât și sămânța lui David. Ce înseamnă expresia aceasta Rădăcina, de acolo își trage viața el, din Hristos. Și doi, este născut dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Acum fiecare spunea, voi sunteți sămânța Sodomei, voi unii sunteți sămânța lui Abraham, unii sunteți sămânța... Dar aici Sfânta Scriptură vorbește despre Mântuitorul nostru ca fiind sămânța, cel confirmat în Geneza. Sămânța, nu semințele, sămânța va zdrobi capul șarpelui. Acest lucru se întâmplă la nivelul vieții fiecăruia dintre noi. Capul șarpelui nu poate fi zdrobit prin educație, prin eforturi, prin investiții. Capul șarpelui poate fi zdrobit doar de sămânța aceasta nemuritoare, care este Domnul nostru Isus Hristos. Acum, ce, cum să înțelegem noi cuvintele lui Moise, ștergemă din Cartea Vieții? Cum să înțelegem noi faptul că prețul Golgotei nu a fost sângele vărsat, ci a fost despărțirea, părăsirea, pentru ce mai părăsirea. Acesta a fost prețul care a fost plătit. În Ioan, capitolul 15, versetul 13, cuvântul Domnului spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. dar da, lucrul acesta se întâmplă și în ganguri, se întâmplă și omenește biologic, oameni și animale și-au dat viața pentru salvarea vieții copilului sau a persoanei iubite. Nu despre aceasta doar este vorba. Aceasta este partea vizibilă a infinitului, a nemuritorului nevăzut. Nu despre aceasta este vorba, ci este vorba despre ce a spus Moise, șterge-mă din cartea ta adică din Cartea Vieții. Este vorba de ceea ce a trăit Domnul nostru Isus Hristos, acolo unde Sfânta Scriptură spune, El a fost șters de pe pământul celor vii, din pricina păcatelor poporului meu. El a fost șters de pe pământul celor vii. Aici este prețul, referirea nu este la viața aceasta, ci referirea este la viața, la viața eternă, la viața cu Dumnezeu. La ceea ce scrie în cartea ta. Acum, iubiții mei, potrivit cuvintelor lui Moise, toți, tot poporul lui Dumnezeu să fie proroci și tu ești un candidat și cu mine. Noi suntem candidați la această chemare a lui Dumnezeu. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el, suntem în 1 Ioan capitolul 3 versetul 16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și a dat viața pentru noi, dar nu numai viața aceea a sângelui ci sau a, a, a biologicului, ci este vorba de părăsire. Aceea, aceea, a fost jerfa. Și răstignirea nu este doar cea de la Golgota, este dezbrăcarea lui. Acolo s-a produs răstignirea. Păi iubiții mei, este cu tremurător lucrul acesta. Eu încerc să mă păstrez când spun așa uh, cuvintele acestea, dar uh, tremură ființa noastră pentru că ele au o așa, o, a, o, așa însemnătate, o așa slabă, o așa glorie, încât bine a zis Dumnezeu, nu Poate să mă vadă omul și să trăiască. Nu pentru că Dumnezeu o omoară pe cineva cu prezența, ci pentru că omul e prea slab. Ci cuvântul lui Dumnezeu scrie în 1 Ioan 3 cu 16 aici am cunoscut această dragoste, de aceea a fost necesară Golgota ca să cunoaștem dragostea lui. Ea nu s-a manifestat acolo, ea era, dar noi aveam, a fost singurul semn care ne-a câștigat sufletul. Mulți oameni dintr-o cumplită eroare pun în tensiune Golgota cu Dumnezeu Tatăl și spun că sângele a fost adus ca să îl buneze pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu pentru că a iubit lumea, El a dat, nu a cerut. El a dat e o, tema adâncă. Las deschis lucrul acesta înaintea voastră. Consecința. Urmarea faptului că am cunoscut dragostea lui, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi, în consecință, și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Până unde merge dragostea noastră de frați? Cât suntem noi de dispuși, cât de departe suntem noi dispuși să mergem. Aceasta ar fi marea și profunda întrebare. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Poate undeva o inimă de mamă este dispusă să fie ștersă de pe pământul celor vii de dragul fetei sau de dragul băiatului sau. Poate undeva un tată cu zloata, cu truda, cum spunea poetul Burtescu. Poate un tată undeva pune viața lui mai apoi. Pentru poate vorbim de acel tată al cărui copil se neca în Alaska, avionul lor, hidroavionul lor se scufunda, băiatul a notat până la epuizare, tatăl a refuzat să se salveze, a rămas și a luptat împreună cu el până la ultima clipă și au pierit împreună. Sunt sclipiri din acestea pe care le vedem pretutindeni. Dar prețul despre care vorbește Scriptura aici trece mult dincolo de aceasta. Și când Moise a spus ștergem din cartea vieții, a ce vorbește. N-a cerut să fie șters din vreo seminție din Israel sau din carnetul de membri din vreo biserică, ci din carnetul tău. Șterge-mă din cartea ta. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, acum ne apelează la noi Cuvântul lui Dumnezeu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după puftele înșelătoare. Dacă într-adevăr am crezut acest cuvânt, dacă am înțeles acest preț, trebuie să trecem prin două lucruri uh, înalte pentru ființa noastră, o stâncă prea înaltă pe care am putea să o ajungem singuri. Cea din tâi este dezbrăcarea și așa cum El s-a dezbrăcat pe sine, tot așa suntem noi chemați să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Și al doilea lucru este iubirea dincolo de tot ce poate fi conceput de mintea noastră. Dincolo de cartea ta. Iubirea dincolo de cartea ta. Sigur că dezbrăcarea noastră și dezbrăcarea Domnului nostru Isus Hristos nu sunt similare. Este de la cer la pământ. Noi avem de dezbrăcat un om vechi și urât și el are de dezbrăcat tot ce este mai frumos în ceruri. Dar dezbrăcarea aceasta este atât de importantă încât Pavel spune vom fi îmbrăcați cu haina lui dacă vom fi găsiți dezbrăcați de haina noastră pe care am purtat-o. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Adesea, Biserica este privită dintr-o postură neadecvată. neadecvată. Nu știm despre ce vorbim, de fapt, pentru că ea este asociată cu trupul lui Hristos. Dincolo însă de părerile oamenilor și de una sau alta, este locul în care noi învățăm să trăim acest fel de viață. Și noi suntem chemați să ne dăm viața pentru frați. Așa scrie Sfânta Scriptură. Nu este dragoste mai mare. Dar nu vorbim de viață, de timp, nu vorbim de resurse sau de altele. Vorbim de viața aceasta care e dincolo de cartea ta. Nu știu ce înseamnă, nu, nu, nu știu nici pentru mine ce înseamnă lucrul acesta. Știu că este adevărat, este real. Și mai știu că numai Dumnezeu mă poate așeza pe mine în postura să pot uh, trăi această uh, înălțime cristică la care suntem chemați. Aceasta ne este rugăciunea Tată și îți mulțumim. Suntem. Uh, nu putem privi de la înălțimea aceasta, dar te putem privi pe tine și te rugăm în numele Domnului Isus să nu cadă la pământ niciun cuvânt pe care tu l-ai scris în cartea ta cu privire la noi. Fii binecuvântat în veci. Amin.